La Spitalul Județean din Târgoviște au fost impuse restricții de vizitare a bolnavilor, precum și accesul în anumite secții. Măsurile au fost luate în urma creșterii numărului cazurilor de gripă și viroze sezoniere. Ca urmare a creșterii numărului de pacienți cu infecții acute respiratorii, dintre care unele foarte severe, și a creșterii numărului de pacienți cu gripă, în sezonul rece 2015-2016, sezonul rece însemnând 4 octombrie 2015 până la momentul acesta, conform statisticilor medicale pe care le-am primit de la Direcția de Sănătate Publică, aceasta împreună cu Direcția Spitalului au dispus instituirea următoarelor proceduri. Măsura de izolare a pacienților internați în spital, prin suspendarea vizitelor, pe o perioadă nedeterminată la Spitalul Județean, respectiv sediul central din Tudor Vladimirescu numărul 48 și secția de boli infecțioase, până când situația epidemiologică va permite redeschiderea accesului vizitatorilor. Cazurile excepționale de vizitare vor fi permise numai cu aprobarea directorului medical sau a directorului de îngrijiri, iar pentru comunicarea cu pacienții, alta decât în mediul virtual, sunt desemnați asistenți medicali pe post de curieri. Din totalul persoanelor cu infecții acute respiratorii, 155 au fost diagnosticate cu gripă, iar 22 cu virusul AH1N1. Acesta, din urmă, a provocat moartea a 3 dintre ele. În ceea ce privește statistica, referindu-ne numai la cazurile de gripă raportate și prezentate și diagnosticate clinic în acest interval, numărul acestora fiind de 155, repet, cazurile de gripă, nu și de infecții respiratorii sau pneumonia acută interstițiale. Dintre aceste 155 de cazuri de gripă prezentate și diagnosticate clinic în acest interval, 92 au fost internate în secția de boli infecțioase și 27 de cazuri au fost testate din punct de vedere al agentului etiologic viral. Dintre aceste 27 de cazuri testate, numai 22 de cazuri au fost confirmate ca având ca agent etiologic virusul gripal AH1N1. Au fost și infecții respiratorii în cadrul acestora, infecții respiratorii acute severe, internate în secția de boli infectocontagioase, dar numai la una dintre ele s-a confirmat virusul AH1N1 și, din păcate, s-au înregistrat și 3 cazuri de gripă soldate cu deces. În acest moment sunt mai multe viroze internate în secția de boli infecțioase, în jur de 10, dar numai 2 pacienți sunt în așteptare, sau au fost suspectați de gripă și sunt în așteptarea rezultatelor testelor virale.